Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Ierarhului, emisiune în care, ca de obicei, suntem alături de înalt preasfinția sa, părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, am preasia voastră, sărută-n dreapta, binecuvântați! Remertare că am schimbat ora, dar era necesar, pentru că a intervenit un program cu totul special, la dorința credincioșilor noștri, de a asculta Coral Armonia și pe doamna Sofia Vicoveanca într-un concert care se va sfârși și cu o mică colectă ca să ajutăm niște copii necăjiți. Așadar, la ora 18 este acest eveniment, dar până la ora 18 sunteți alături de noi. Începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Avem întrebări poposite până la începerea emisiunii. Cineva ne întreabă. Cristina, la catedrală ne-a tras atenția o doamnă să nu mai purtăm mască, să o dăm jos, pentru că, zice ea, așa au anunțat preoții. Ce facem? Respectăm regula sau intrăm fără mască în biserică? Nu știu ce preot a putut spune așa ceva. Cred că cineva a derutat. Niciun preot n-a spus să nu poarte mască. Bun. Sigur, dacă trebuie purtată, o purtăm. Sigur, aici este și o problemă, că și cei ce au recomandat masca, uneori au spus că dacă porți mască și ești sănătos, nu-i bine. La început. Au fost multe contradicții. Chiar între specialiști, chiar de la vârf. Și eu am rămas uimit. Am ascultat o înregistrare cu vocea ministrului care spune că cel sănătos, dacă poartă mască, e periculos. Ce să mai înțelegi? Da, dar, masca... deocamdată, pentru că este un orden, purtăm mască. Știm că am aflat de la niște oameni și din experiență, de la alți medici specialiști, că nu se oxigenează 100% creierul când porți mască. Pentru că expiri oxigen și vrând nevrând, expiri bioxid de carbon, și vrând nevrând, inspiri mare parte din același bioxid de carbon, îți spune și logica minții. Dar nu o să ne îmbolnăvim noi de tot dacă mai inspirăm niște bioxid de carbon datorită măștii. Bun. Sigur, pentru cei slabi, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să nu fim zminteală și să respectăm regulile. Aici este un alt fenomen de care ar trebui să vorbim. Sunt unii credincioși care vorbesc în numele preoților, că așa le-au spus preoții. Da, nu cred că a spus un preot așa ceva, pentru că... Cum noi... deosebim când e reală sau nu informația? Deosebim prin realitatea lucrurilor. Bun. Care e regula, aceea trebuie aceea urmată. Trebuie urmată. Următoarea întrebare, care este rostul omului pe pământ? Ne întreabă Popescu Valentina. De ce unii oameni au de toate, însă nu toți sunt fericiți și se întreabă care e rostul lor, de ce simt că le lipsește ceva? Oricărui om pe pământ îi poate lipsi ceva material, nu este destul de îndestulat, dar ceva material dacă îi lipsește, nu este o mare pagubă. Dacă îi lipsește însă tutorele spiritual sau creatorul care trebuie să fie permanent în legătură cu el, atunci îi lipsește ceva esențial. Dacă ne lipsește credința, Dumnezeu, dragostea, atunci ne lipsește ceva cu totul esențial și important și suntem foarte păgubiți. Văzând această discrepanță, chiar filosofii au dedus logic că pe pământ nu este dreptate și nu are cum să fie dreptate, pentru că dreptatea pe pământ o împart oamenii, dreptatea o împarte Dumnezeu în cer, dreptatea reală, adevărata dreptate este la Dumnezeu. Aici este o dreptate relativă pe care oamenii caută să o echilibreze. De aceea avem nevoie de autorități, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să asculți de cel ce este pus să conducă, că nu zadar poartă sabia, cum purtau înainte. Și iată, dacă există această diferență între oameni,
că unii au mai mult, alții au mai puțin. Unii muncesc mult și primesc puțin, alții muncesc puțin și primesc mult. Iată, Kant, el însuși a sesizat aceasta, că trebuie să existe și o altă lume în care Dumnezeu să aducă dreptatea reală în mijlocul oamenilor. Și dreptatea reală nu este aici pe pământ, ci este în împărăția cerească a lui Dumnezeu. Ne vin întrebări, ori să ne vină întrebări și de pe canalul de YouTube Calea spre Mântuire, de asemenea suntem pe pagina de Facebook oficială Arhiepiscopiei Tomisului. Altcineva ne întreabă, Elena, Simona, care este calea spre mântuire și ce trebuie să facă un om ca să se mântuiască? Calea spre mântuire este direcția spre Dumnezeu. Dumnezeu este făcătorul nostru, cel ce ne poartă de grijă în viața aceasta, cel care ne-a dat conștiință să deosebim între bine și rău, cel care ne-a lăsat și ne-a întemeiat biserica, care ne arată prezența Mântuitorului și după ce s-a înălțat la cer în biserică, că de aceea a întemeiat biserica, ca biserica să-L poarte pe Hristos mai departe și să-L poarte în viața noastră. Și iată, în fiecare duminică și sărbătoare, Sfânta Evanghelie ne prezintă calea lui Dumnezeu. Știți că există chiar și în rândul credincioșilor o tulburare, suplimentez eu un pic întrebare, pentru că sunt foarte mulți în căutarea lui Dumnezeu, dar sunt foarte multe confesiuni și nu știu în care să nimerească și întreabă, dar de ce la ăia e așa, de ce la ăilalții e așa? Au dreptate. Și după aia spun, da bine, dar și mahomedanii au credința lor și s-au născut așa și budiștii s-au născut așa. Până la urmă, care e Dumnezeu adevărat? Aici nu trebuie să fim chiar atât de derutați. Singurul Dumnezeu care a coborât din cer pe pământ și ne-a arătat că e Dumnezeu este cel care și-a identificat cuvântul cu fapta, care a dovedit că dacă a murit pentru păcatele noastre, a și înviat pentru răscumpărarea noastră și ne-a dăruit să avem și noi parte de înviere și de viață veșnică. Și ne mărturisește în fiecare an, probează acest adevăr cu lumina pe care o trimite din cer în Ierusalim la sărbătoarea Paștilor. Tatiana ne întreabă, dacă o fată ortodoxă s-a căsătorit cu un catolic, au o fetiță, au botezat-o în biserica ortodoxă, dar cu nașă catolică, e valabil botezul la fetiță? Nu este valabil. O să-i dăm explicații, la mai mulți trebuie să dăm explicații. Cum să pui nașă catolică? Și ce facem în cazul ăsta? O să-i dăm explicații. Bun. Acum ar trebui să vorbim mult. Da, bun. Deci să vă caute particular, să vă întrebe pe mail. teodosies@teodosiesarondiahu.com ca să primiți explicația. Să spunem un lucru general. Sunt unele lucruri care nu pot fi puse în întrebare publică către înalt preasfințitul. Am mai văzut astfel de întrebări. Cei care aveți probleme deosebite, e bine să veniți, le discutați personal. Nu putem să facem publică orice afirmație așa. Elena Stavarache. Ce semnificație are trecerea pe sub Sfântul Aer, pentru sub Sfântul Epitaf? Și de ce se trece de 3 ori? Da. La prohod, cred că întreabă. Are o semnificație care este o prelungire a semnificației de la botez. Și anume, noi suntem sub oblăduirea lui Dumnezeu. Acolo este Hristos care este pus în mormânt. Noi trecem prin mormântul lui Hristos la botez. Dar noi, atunci când ni se iartă păcatele noastre, păcatul strămoșesc și pentru cei maturi și păcatele personale, noi venim să ne smerim înaintea lui Hristos care a pătimit pentru noi, a fost omorât și îngropat. Și noi, atunci, în smerenie, trecem prin mormântul lui Hristos ca să mai luăm încă o dată arvuna dragostei lui Hristos care a murit pentru noi. Trecem de 3 ori pentru că
cifra sfântă 3 arată că 3 sunt zilele. Sigur, una este întreagă, cea de sâmbătă, când Domnul stă în mormânt, dar după sâmbătă înviază din morți și intră în mormânt, vine noaptea. Și iată, mergem de 3 ori, pentru că 3 este cifra sfântă a lui Dumnezeu cel unul, dar întreit în persoane. Și patima și moartea și învierea sa, acelui care este din Sfânta Treime, Fiul lui Dumnezeu, este făcută toată această cale spre mântuirea noastră în numele Sfintei Treimi. De aceea, noi cifra 3 o păstrăm ca cifră deplină a persoanelor dumnezeirii. O singură ființă, dar sunt 3 persoane, și ceea ce face Tatăl, face împreună cu Fiul și cu Duhul Sfânt, ceea ce face Fiul, face cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ceea ce împlinește Duhul Sfânt, împlinește cu Tatăl și cu Fiul. Este bună precizarea pe care ați făcut-o, că eu am mai văzut afirmația asta. Nu a înviat după 3 zile. Unii își închipă că trebuie să treacă 3 zile zi, complete. A înviat spunem, a treia zi, da. A treia zi, adică, cum spunem în crez. În a treia zi, în decursul celei de a treia zile. Deci nu după 3 zile, că nu trebuiau să treacă 3 zile. Următoarea întrebare. Costel, am divorțat de 5 ani, mai este bine să port verghetă sau să o dau jos? Dacă dumneata ai dat divorțul, vergheta este semnul legăturii cu soția. Sigur că depinde ce vreți să faceți. Dacă vreți să vă împăcați cu soția, să o țineți. Dacă nu vă împăcați, unde este rostul? Oricum trebuie să mergeți la duhovnic să primiți o deslegare. Depinde ce construiți acum pentru viața dumneavoastră morală. Rămâneți singur, în abstinență. Vreți să vă refaceți viața? Un lucru vă spun, dacă din anumite capricii ați divorțat, purtați o vină grea din așa zise nepotriviri de caracter. Dacă nu v-a înșelat soția, atunci nu trebuia să divorțați. Singurul motiv de divorț este înșelarea din partea celuilalt partener de viață cu care v-ați cununat. Ne întreabă cineva, vrea un sfat legat de tehnica Bowen. N-am auzit de ea, recunosc. Zice că are o terapeută la care merge și se dă persoană credincioasă, se spovedește, se împărtășește, are familie, copii, merge la biserică și că și-a rezolvat și niște probleme de sănătate prin tehnica Bowen. Eu nu știu. Nici eu nu știu ce tehnica aceasta. Deci lăsați-ne un timp să se documenteze în al preasfințitul și... Data viitoare vă răspund, notează întrebarea, să căutăm în dicționar... Da. Să luăm vedem legătura ce se cu cineva. Da, da. Da. Sunt chestiuni mai noi, piața e plină de tehnici, da. Și așa. Vedem cât e de ortodoxă practica. Da. Ne întreabă Ionuț. În ultima vreme m-a cuprins o frică, mai există o întrebare pe tema asta, cum să scap de frică. Am văzut multe articole, trăim vremuri foarte grele, antihristice, nu știm ce o să facem, unde o să ne ascundem, că antihristul s-a născut la eclipsa din 99, când 2030 o să apară. Sunt profeții ale Sfântului Paisiu Aghiorit în legătură cu Hagia Sofia, cu urmează al treilea război mondial. Sunt foarte multe site-uri de-astea alarmiste, așa. Da, deocamdată acestea sunt niște presupuneri. Nu avem dovadă că s-a născut Antichrist, dar oricum curiozitățile sunt îmbrățișate mai repede decât lucrurile așezate, dovedite. Da, uite, povestiți-ne din experiența duhovnicească. De ce curiozitatea tot timpul te trage la nou și nu mergi pe calea bătătorită? Curiozitatea incită întotdeauna. Curiozitatea a dus la primul păcat. Da, cum spune Scriptura. Da, de ce e acolo? Eva s-a uitat. Dacă dă știință, hai să gust. E bun. Chiar dacă Dumnezeu mi-a spus să nu gust. Ei, dar dă știință. Curiozitatea a rămas cea mai mare ispită, mai ales a omului modern, care este ispitit.
nu-ți spune ceva precis, dar-ți spune ceva de care n-ai mai auzit. Asta înseamnă să nu mai fim curioși deloc? Să fim curioși. Să fim curioși, să ducem la capăt cunoștința despre Dumnezeu și despre noi înșine. Aceasta trebuie să fie curiozitatea noastră, cea de bază. Acel cercetați. Pentru că însuși Mântuitorul ne spune să cercetăm Scripturile ca să avem viață. Necunoscătorii adevărurilor revelate sunt ispitiți de tot felul de curente moderne și foarte incitante și atunci lasă adevărul cel statornic și curat și iau o curiozitate care este de fapt o născocire de multe ori sau o presupunere. Ioana Mucanu, ce putem face cu o icoană care se sparge? Acum e o diferență dacă se sparge geamul sau se sparge însăși icoana. Da. Ce să facem cu o icoană? Dacă putem să o reparăm, e cel mai bun lucru. Dacă nu putem să o reparăm, să o conservăm cum putem, o ținem deoparte până când poate se ivește posibilitatea de a o reface, dar să nu o profanăm în niciun caz. Ce înseamnă profanare? La să nu o aruncăm. Să nu aruncăm, să nu aruncăm la gunoi. Să nu o socotim un rebut. Dacă e inutilizabilă, să o cem la biserică. Știe preotul. Da, sigur, vede preotul ce să facă cu ea. Da. Ioana Mihaela. Dacă noaptea după ora 24 ești nevoit să iei o pastilă să bei un pic de apă dimineața, mai pot lua anafură și apă sfințită? Cu ora de acum, care nu e astronomică, ci e economică, aș zice că se poate anafură, nu da. Părtășanie. Da. Sunt dar să... care dimineață, de exemplu, trebuie să-și ia o pastilă și să vină la biserică. Dar să nu fie la 2, 3, 4. Să da. Fie puțin, între 12 și 1. Și dacă au dimineața când se trezesc, de luat ceva? Dacă au de luat ceva, ia întâi aghiazmă și anafură și apoi ia pastilă, dacă e strict necesar. Bun. Deci în cazul acesta, dacă îi pun în 24, mai merge. Bun. Următoarea întrebare. Un bărbat divorțat și recăsătorit care urmează cursurile Facultății de Teologie, poate fi hirotonit, diacon sau preot, ne întreabă Ovidiu. Nu poate. Pentru că de moment ce a făcut căsătoria, un om care a fost căsătorit, a și recăsătorit, nici cum. Bărbat divorțat și recăsătorit. Da, că văd că și recăsătorit, da. Nici cum, da. Nu se da. Poate. Pentru că un preot, dacă a divorțat și se recăsătorește, nu mai poate fi preot. El înseamnă că renunță la preoție dacă se recăsătorește, dar unul recăsătorit să fie preot, nici cum. Maria, vă rog să explicați cum să înțeleg ce am citit în Psaltire. Vei mântui oameni și animale. Da, vei mântui în sensul de vei izbăvi. Dumnezeu poate să izbăvească. El izbăvește și oameni și animalele. Dacă, de exemplu, avem o calamitate naturală, cum a fost potopul sau... A salvat și animalele la potop, nu? Sigur. A mântuit și animalele. Tot neamul omenesc prin noi și animalele. Sau e o calamitate și salvezi niște animale. Deci nu în sensul de mântuire în veșnicie. Nu. Că unii confundă... E o discuție aici. Animalele au suflet? Sigur că au suflet animal. Au suflet care animal. Moare odată cu ele. Păi să facem precizarea... Pentru că viața lor este în sânge. Au început să fie credincioși care vin să fie pomeniți la altar numele cățelului mort. Nu știu cum îl chema sau... Este o blasfemie. Sunt oameni care... Cățelul nu are viață veșnică. Are viață vremelnică. Deci au suflet... Că toți spun de cățel care au milă. E un suflet. Da, e un suflet animal. Da. Trăiește că trăiește și atât. Am 22 de ani, merg la biserică, încerc să fac ce este bine. În ultima vreme am aflat că părinții mei merg la vrăjitoare. Le-am spus indirect că nu este bine, dar nu mă bag în seamă. Da, bine ați făcut că le-ați atras atenția. Uneori și copiii pot atrage atenția părinților. Cum să mergi la vrăjitoare? Înseamnă că ai părăsit calea lui Dumnezeu și nu poți să slujești la doi domni. Ai mers la vrăjitoare, ai întors spatele lui Dumnezeu.
Stimată domnișoară, vă rog să insistați la părinții dumneavoastră, vorbiți și cu preotul, dar în primul rând ei, cum să facă așa ceva? Ce să facem pentru a avea mai multă înțelepciune? Să cerem înțelepciunea în rugăciune, în postire și în credință. Maria Marin suferă de depresie. Înainte să ia pastile, își găsea pacea în rugăciune, dar de când își ia pastile, nu mai reușește să se roage. Nu știe ce trebuie să facă. Nu poate să stea nici fără rugăciune. E adevărat că cine e în depresie are duhuri rele. Eu m-am îmbolnăvit de pe o zi pe alta. Adică brusc. Da. Cum procedăm? De toate bolile ne spune Mântuitorul că suntem și noi vinovați, dar se asociază mereu în cumpăn, în boală, în necaz, în durere. Satana ne exploatează atunci foarte mult. Atâția oameni au fost cuprinși de duhuri necurate cu diferite boli. După ce demonii au fost izgoniți, omul liber a putut să-și urmeze o viață normală ca înainte de a se îmbolnăvi. De aceea și medicul trebuie chemat la boală, dar și rugăciunea trebuie să fie prezentă în boală. Cum trebuie o tânără sau un tânăr să se comporte și să-și trăiască viața pentru a fi plăcut lui Dumnezeu? A trăi viața, în primul rând, însemnează a trăi cu Dumnezeu. Poți să mergi la anumite momente de relaxare, dar cu tot cu Dumnezeu să fii. Și să nu facem exces, să nu ne ieșim din fire, să nu facem compromisuri morale în viața aceasta a trăirii tinereții, pentru că orice păcat începem, dacă îl facem, alt păcat vine să-l completeze. Păcatul are un nesaț. De aceea spun Sfinții Părinți, păcatul este o cădere. Și atunci, adânc pe adânc cheamă. Dacă ai căzut într-un păcat, diavolul vine să-ți propună și alte păcate. Și să înmulțești păcatul. Ecaterina, dacă ocărâm pe cineva în gândul nostru, este la fel de păcat cum l-am ocărât pe față? Mai zic în gândul meu de cineva, dar din inimă îl iert. Păi ne jucăm de păcatul și de iertare. De ce să zicem în gând? Gândul nostru trebuie să fie curat cu Dumnezeu. Dacă e cu Dumnezeu, cum să zici ceva de rău? Înseamnă că degeți părți de Dumnezeu. Trebuie să fim foarte serioși și în gândurile noastre, și în cuvintele, și în faptele noastre. Camelia, ce trebuie să fac pentru împăcarea unor rude care sunt de mulți ani dezbinate? Sigur, trebuie cu tact intrat între ei cu un duhovnic care poate să aducă rugăciunea de pace și însăși pacea în mijlocul lor. Și când vrei să te împaci cu rudele, te duci, chiar dacă rudele sunt vinovate, ceri iertare. Sau dacă ei sunt certați și vrei să faci pace între ei, te duci cu multă smerenie și le spui că nu se cuvine, în calitate de creștin, să avem tensiuni între noi. Creștinul trebuie să rămână mereu în bucurie și în comuniune. Se spune că este recomandat să nu primești mâncare, băutură și haine de la nimeni, pentru că mulți oameni se ocupă cu răutăți, farmece, vrăji, etc. Să le primim sau nu? Sigur că putem să le primim dacă sunt date cu mulțumire, când le primim, dacă suntem îndoielnici, să le stropim cu aghiazmă, să știm că știți că și prin haine se pot transmite tot felul de lucrări ale celui viclean.
Dar dacă le stropim cu aghiazmă și întrebăm, vreți din toată inima să le dați, trebuie să urmărim scopul cu care le primim. Dacă dragostea este motivația pentru care ni se oferă acelea, atunci să nu ezităm, dar bine este să le stropim și cu aghiazmă. Sau dacă avem îndoieli foarte clare, nu le luăm și gata. Cum e corect să citești rugăciunea când ești singur? În gând sau în șoaptă? Și în gând și în șoaptă. Care e diferența între rugăciunea vorbită și cea zisă în gând? Că a mai fost întrebări de genul acesta. E bine să spun rugăciunea cu vorba sau cu gândul? Cum sigur. Facem? Când e unul singur, am mai precizat. Rugăciunea o spunem în taină. De la doi în sus, poate unul să citească și ceilalți să zică și ei cu acela. Bun, următoarea întrebare. Soția este însărcinată în 6 luni ca viitor tată. Ce rugăciuni să citesc? Dar numele pruncului, cum să-l alegem? În funcție de ziua când se naște pruncul? Avem două întrebări. Mai întâi să răspundem la cea cu rugăciunea. Ce face? Da, ce tată? Face? Dacă își face rugăciuni dimineață și de seară, e foarte bine și trebuie să le facă obligatoriu, dar să mai facă și rugăciuni la Maica Domnului, care a născut pruncul cel mai sfânt pe Fiul lui Dumnezeu, ca să îl ajute ca pruncul care se naște să-l încredințeze de pe acum Maicii Domnului, pentru că tata este deja un fiu al Maicii Domnului. Cum este el fiul Maicii Domnului, să roage pe Maica Domnului să se nască sănătos pruncul în condiții normale și mama care îl naște să fie sănătoasă, să facă acatistul acoperământului Maicii Domnului, acatistul bucuria tuturor celor necăjiți, și este bine să facă aceasta. Și cum punem numele pruncului după ziua în care se naște? Cum alegem numele? E foarte bine să pui după ziua nașterii, când este sfântul cel mai apropiat, sau dacă alegem un sfânt din ziua nașterii pruncului, este foarte bine, mai ales dacă e un sfânt cunoscut, care e cu cruce roșie în calendar, sigur putem pune numele acelui sfânt sau numele tatălui sau al mamei, dar un singur nume, precizez din nou. Să nu mai puteți mai multe nume la botez, pentru că despărțiți omul în mai multe identități. Numele trebuie să-i aducă o identitate copilului căruia îl punem. O doamnă are peste 30 de ani și ar dori să se căsătorească, dar n-a întâlnit până acum decât un bărbat necredincios cu patima beției. Care este cel mai bun canon pentru o căsătorie binecuvântată și bine plăcută lui Dumnezeu? Adică să găsească pe cineva potrivit. Sigur, pe cineva potrivit, dacă se roagă și face rugăciuni la Maica Domnului și la Mântuitorul Hristos, multe cazuri au fost când Dumnezeu a scos în față, într-o împrejurare a vieții, pe partener să se roage, să-l ajute Dumnezeu să-i descoperi cel mai potrivit partener și atunci să nu se grăbească, să țină post, să facă metanii și să găsească cel mai potrivit partener să se spovedească. O întrebare scurtă cât o evanghelie. Ce înseamnă să iertăm? Să iertăm însemnează să nu avem asupra cuiva care ne-a greșit nici o bănuială, nici o aducere a minte. Ți-a greșit cineva? Iartă-l între tine și el însuți. Și să-i spui, mi-ai greșit, dar și eu greșesc mereu. Dumnezeu îmi iartă pentru că ai greșit și recunoști că ai greșit. Și eu îți iert și poți să mergi oriunde să te mărturisești. Acum, o întrebare care are răspunsul inclus. E păcat să crezi în horoscop? Sau mai bine zicem, de ce e păcat să crezi în horoscop? Sigur, horoscopul aduce niște constatări
că viața omului are legătură cu universul, cu timpul când te-ai născut, cu corpurile din univers, cu locul unde viețuiești. Dar horoscopul nu-i ceva determinant. El arată că omul când se naște are o strânsă legătură cu universul. Anumite împrejurări de la nașterea omului sunt puse pe seama poziției corpurilor din univers. Dar acestea nu sunt hotărătoare pentru soarta omului. Ele arată legătura omului cu universul, dar nu arată o destinație a omului. Ce spuneți dumneavoastră e mai vechi, că se legau de data nașterii. Acum horoscoapele moderne nici nu mai zic de data nașterii. Spune numai, azi vei avea o fericire, vei câștiga bani, te vei certa, vei avea o călătorie, adică nici nu mai spune. S-au subțiat și horoscoapele. Să știți. Nu știu dacă ați mai citit în ultima vreme horoscopul, dar astea mai noi sunt chiar foarte subțirele, așa. E o problemă, pentru că ține de predestinație, de fapt. Sigur. Da. Cineva zice că are soțul turc, trecut la ortodoxi, cununat, doi copii ortodoxi, dar anul trecut soțul i-a mărit un unchi turc și a mers la înmormântarea pe ritualul islamic. Acasă bărbații au făcut rugăciuni specifice și după rugăciune ni s-a dat să bem ceva, cred că spre pomenirea celui mort. E păcat? Dar cum să facă rugăciuni specifice acasă dacă e trecut la ortodoxie? Ori trecut la ortodoxie, ori nu-i trecut la ortodoxie. Nu, soțul n-a făcut, dar zice că neamurile, că el venea din trei islamiști și neamurile au făcut rugăciune. Păi nu trebuia să se amestece unii cu alții. Dacă nu s-a amestecat cu ei și... Numai că le-a dat ceva de băut, că cum e obiceiul și la noi, știți, la privechi se mai împarte. Da, nu cred că au băut băutură descântată, bețivă, ci băuturor și băut. Să-și facă o rugăciune, o spovedanie, să spună că, iată, am făcut imprudența. Noi nu ne simțim legați de ritualul turcesc, nici nimic, să spună aceasta la spovedanie, să ia un mic canon, să facă de pe acum canonul de pocăință și să ia aminte. De ce noi românii nu avem sfinți care au trăit secolul trecut și care să fi fost canonizați? Grecii au, rușii au, sârbii de asemenea. Cum vedeți acest lucru, vă întreabă cineva. Secolul trecut? Da, nu că nu avem. Nu avem proclamați. Că nu avem în fiecare secol sfinți proclamați. Dar cu siguranță avem. Pentru că în fiecare vreme noi am avut sfinți. Fiecare nu trece un secol fără sfinți la neamuri, la neamul nostru care este atât de plin de vocație pentru a avea sfințenie. Dacă îmi permiteți, completez și eu puțin răspunsul. Grecii și rușii n-au cunoscut comunismul cum l-am cunoscut noi și noi nici n-am putut face canonizări într-o anumită perioadă. Iar acum sigur, sunt deschise mai multe dosare de canonizare și se așteaptă. Dar noi avem. Avem pe Sfântul care a trăit în secolul XIX, Sfântul Dionisie Erhan, când a trăit. Da, e mai nou canonizat. Mai nou canonizat. Și avem și un pictor. Sigur, canonizat. Sfântul Lazar. Vedeți pe site-ul, da, Bazilica că sunt noi sfinți canonizați. Sunt sfinți, da, sigur. Da. Deci întrebarea e puțin. Și Iosif cel Milostiv, tot în secolul XIX. Cum putem să iertăm o persoană care a făcut o faptă groaznică și nici măcar nu se căiește și vrea să facă rău în continuare? Ne întreabă Cristina. Cât de groaznică faptă a putut să facă? Că fiecare noi, din noi facem, dar noi punem pecete, suntem evaluatori. Noi nu putem să zicem că a făcut o faptă groaznică, pentru că nicio faptă nu copleșește bunătatea lui Dumnezeu, cât de rea ar fi. Răul cel mai mare, înaintea lui Dumnezeu, în fața dragostei lui Dumnezeu,
este un rău mic. Pentru că asta ne spune Dumnezeu. Nimeni nu poate greși față de semenul său mai mult decât valoare de 100 de dinari. Cum ne-a spus pilda talanților cu cel datornic cu 10.000 de talanți de duminica trecută. Da, duminica trecută. Așadar, oamenii cam amplifică. Cât e groaznic a putut să fie fapta? A ucis în masă? Ce a făcut? Este o evaluare subiectivă. Un sfat pentru insomnie aveți? Da. Cine se roagă mereu, adoarme. Bun. Sunt și rugăciuni de somn. Da. În cartea de rugăciuni se găsesc. Da. Și sunt și tratamente naturiste de somn. Da, sunt unele plante care, da, e bine cunoscut că ceaiul de tei liniștește. Asta toată lumea știe. Sau alte plantuțe. Cum, dacă simți că nu te regăsești în funcția pe care o ai, îți duci crucea până la capăt sau demisionezi? Te vindeci, înțelegi, prin nu te regăsești. Poate nu-ți mai convine. Ai un capriciu. Ai o mândrie. Ai o dorință să schimbi condiția. Dacă ai început un lucru, ar trebui să-l duci la capăt. Dacă nu te lasă cineva, nu-l duci. Dar din propria hotărâre, zici că nu te mai regăsești. Dacă ai făcut o vreme un lucru, poți să-l faci mai departe. Ar fi o variantă să poți să pleci dacă condiția funcției se schimbă, nu știu, se schimbă fișa postului, ci se cere să faci lucruri contra conștiinței tale. Dacă se cere să faci contra conștiinței tale, numai atunci poți să te oprești. Bun. Să demisionezi. Deci există și un răspuns să pozitiv. Să faci dar compromisuri și morale, nu? Da. Depinde, deci, de ce înseamnă că nu te mai regăsești. Nu-ți mai place ție sau se cer lucruri nefirești. Cum să lupte tinerii cu patimile trupești? Cum să lupte? Tot cu rugăciunea, conștiința trează și sigur, paza cea duhovnicească, trezvia, este cea mai importantă. Dacă rămâi în duc de rugăciune, rămâi cu Hristos care îți veghează viața, îl regăsești în conștiința ta, în mintea ta, în credința ta în permanență, atunci n-ai cum să cazi în păcat. Ce trebuie să facem pentru a putea rămâne însărcinată? Inseminarea este un păcat artificial. Cred că se referă la... Da. E o metodă medicală, inseminarea. Da. E păcat? Depinde cum. Există o inseminare prin care nu neprubetă, ci se creează niște embrioni, se plantează în lăuntru, în trupul mamei, acolo unde este locul de inseminare și se dezvoltă natural și cresc copiii natural și se nasc natural. Dacă cineva promite lui Dumnezeu că se va face călugăr și apoi peste câțiva ani dorește să se căsătorească, îl va pedepsi Dumnezeu? Dacă el a promis că se face călugăr, trebuie să-și ducă până la capăt drumul său, nu? Da. Dar dacă a promis, a intrat în mănăstire și perioada aceea de probă a văzut că nu se potrivește cu starea de călugărie, că există el și... să-și cerceteze conștiința. Pentru că dacă a promis, nu va mai avea liniște și nu va mai avea bucurie în căsătorie. Cum a promis? S-a jucat cu vorbele? Da, asta e bună întrebare. În ce condiții a promis? Bun, altă întrebare. De ce unele biserici din nordul Moldovei sunt pictate și în exterior? Ne întreabă Maria Roșu. Este o practică veche a bisericii noastre, nu numai acestea, dar mai ales aici a fost o râvnă pentru a se picta în exterior, pentru a atrage atenția că mai ales în exterior
sunt judecat, acea din urmă anumite scene care trezesc conștiința din timp, când se apropie de biserică, omul este pregătit într-un fel ce este biserica, că biserica e mama tuturor creștinilor care vin înăuntru ei și iată, creștinul trebuie să se apropie și să fie oarecum atenționat că vine la biserică care e maica satului și cea care are grijă dintr-un început ca să ofere oamenilor tot ceea ce este pentru salvarea lor. Cineva ne întreabă ce a vrut să spună Mântuitorul prin expresia să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. A venit să despar pe fiul de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră și omul va avea vrăjmași chiar și pe cei din casa lui. Pare că Mântuitorul vrea război. Nu. Sigur, a arătat că adevărul totdeauna se desparte de minciună. În aceeași casă, unul poate fi cu adevărul, altul cu minciuna. De aceea au fost situații când au crezut copiii și n-au crezut părinții. Când a crezut unul din părinți și celălalt n-a crezut. Și în loc să mai fie uniți în taina căsătoriei, unul din părinți, iată, a luat calea spre Dumnezeu, celălalt calea spre cel rău. Și s-au despărțit în felul acesta. Pentru că este ideal ca soții între ei să aibă o rugăciune în comun, să meargă la aceeași biserică, să își crească copiii în aceeași dragoste și în aceeași conștiință. Sigur că se despart când unul ține cu adevărul și altul ține cu minciuna. Deci nu dorește Mântuitorul această separație, ci felul în care se poziționează ei față de adevăr. Că unii îl acceptă, alții nu îl acceptă. Până la ce vârstă se pot împărtăși copiii? Duminica. Probabil se referă în timpul liturghiei sau... Sigur. Până la vârsta de 7 ani se pot împărtăși fără spovedanie. Dar dacă unii copii scăpați din mână pronunță cuvinte urâte, sunt peste măsură dezvăpăiați, lovesc pe alți copii mai mari sau pe părinții lor, pronunță cuvinte rușinoase sau de blasfemie, trebuie foarte atenți să fim că ei pot să fie și promovatori ai unui rău care trece dincolo de nevinovăția copilăriei. Cum ne putem apropia de Maica Domnului? De Maica Domnului ne apropiem cu credință, cu rugăciune, cu viață curată, cu conștiința filiației față de ea. Și acestea toate se fac prin rugăciune îmbrăcată în credință. Când ne rugăm la Maica Domnului, nu-și întoarce niciodată fața sa de la noi. Și să rămânem cu Maica Domnului, nu așa superficiali într-o rugăciune, să fim conștienți că noi o avem pe Maica Domnului rugătoare și rugându-ne ne primește rugăciunile. Și chiar și în această seară, să spunem, la orele 23, veți săvârși acatistul Maicii Domnului și al Sfântului Ioan Botezătorul la Catedrala Arhiepiscopală. Puteți să ne însoțiți în rugăciune dacă doriți. Cum se poate elibera de duhuri rele? Ajunge postul și rugăciunea? Cum zice Mântuitorul, cu post și cu rugăciune. Nu, acolo era pus ca o condiție, că altfel nu se poate elibera cineva. Mai departe? Avem și rugăciunea și postul, dar acestea trebuie să fie niște stări de fapt.
statornice. Maica Domnului să ne fie călăuzitoarea noastră, în permanență, nu doar când cădem la rugăciune. Dacă facem rugăciuni dimineață, seară, în alte momente, dar în celălalt timp, noi o sfidăm prin Maica Domnului, prin faptele noastre voluntare, prin jigniri, prin răutăți, atunci nu suntem cu Maica Domnului. Nu, dar întrebarea asta a doua cu duhurile rele nu era legată de prima de Maica Domnului, era o întrebare cum să scăpăm de duhurile, în afară de post și rugăciune, mai putea face ceva? Cum scăpăm, da, sigur. Ce mai face? Scăpăm de duhurile rele, statornicindu-ne în Hristos și înnoind rugăciunile, dacă cineva e cuprins de duhurile rele, mereu să înnoiască aceste rugăciuni. Că am avut cazuri de creștini cuprinși de duhurile rele, munciți foarte intens și numai cu rugăciune stăruitoare la Sfintele Moaște și la icoane, cu molitvele petate, așa au scăpat de duhurile rele. Cum să păstrăm starea de pocăință, căci adeseori mă găsesc în nesimțire și ajung în starea asta fără să-mi dau seama? Da, pentru că nu este o veghere a sufletului. Nu este acea stare continuă de priveghere, de rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie intensivă și intensă. O doamnă zice că are o mare problemă cu fiica, care vrea să plece cu cineva care are doi copii, nu o poate opri, e disperată, nu vorbește cu mama. Ce să facă, ce rugăciuni să facă și ce mai poate face, că e singurul copil? Se întreabă dacă nu cumva e un blestem. Ce să facă așadar cu această fiică, ce este neascultătoare, aproape risipitoare, zice. Da. Ce să facă? Să insiste să vorbească cu ea cu blândețe, să o cheme la biserică. Dar nu vrea să vorbească, zice. Nu vrea să vorbească. Fuge. Trebuie să găsească apropiați din prejur, cele care au fost în compania ei, că tinerii se pot împrieteni mai ușor, pentru că este această deviză deja, conflict între generații. Fiica nu înțelege pe mamă, mama nu înțelege pe fiica. Să vorbească, să se zbată, să găsească prietenele ei care au o conștiință trează și o cunosc pe fată și să fie cu adevărat mare lucrare comună. Mai e o întrebare în sensul acesta. Cineva are fata plecată, ruptă de familie, a plecat, a întrerupt orice relație cu părinții. Cum își pot părinții recupera copiii care au întrerupt legătura? Cu greutate, dar nu imposibil. Cu multă rugăciune, cu interpuși din jurul copiilor și nu lasă Dumnezeu nicio mamă sau vreun tată sau frați sau prieteni sau apropiați, dacă se roagă mai mult, cu adevărat pot să o izbăvească de cel viclean. Pentru că cel viclean este cel care pune stăpânirea în vremea de acum. Două întrebări asemănătoare. Este păcat să ne tratăm cu bioenergie sau să ni se facă reiki? Este păcat. Bioenergia nu-i pentru tratat. Bioenergia aduce de la semenii noștri niște energii negative. Am lucrat cu bioenergeticienii ăștia la București și atâția oameni a trebuit să scot din necaz, pentru că cei care pretind că lucrează cu bioenergia, ei lucrează cu o energie cosmică care trece prin sufletul lor și care pune amprenta unor păcate ale lor, unor stări ale lor, pentru că e vorba de o energie cosmică. Nu este bioenergie în sensul Harului Divin. Este o mare confuzie. Numai preoții lucrează cu Harul Divin. Laicii care pretind că au metode de a împărtăși bioenergii nu pot să facă așa ceva,
pot să facă la început un bine trupului, dar să aducă multă neliniște sufletului. Și am avut zeci de cazuri de felul acesta. Pentru că aici intervine cel rău. Asta vrea să spună Mântuitorul. Mulți vor zice, Doamne, nu în numele Tău am scos demoni, minuni multe am făcut. Spune în Evanghelie. Nu vă cunosc pe voi. De aceea Mântuitorul n-a lăsat pe bioenergeticieni să lucreze cu energiile sale divine. Ce a lăsat? Numai pe arhierei și pe preoți. Și acestea sunt reale și lucrătoare în biserică, nu în cabinetele de radiestezie, de bioenergie și în alte cabinete. Da, mai e o grupă parapsihologia. Chiar pe la televizor sunt niște emisiuni de parapsihologie, au explodat ca ciupercile după plată, da, în ultima vreme. Păi dacă nu e psihologie și parapsihologie, însuși numele spune că e ceva paralel. Da. Părintele Paisia Ghioritu spunea că psaltirea este pentru diavol precum trăznetul, ne scrie Andrei Liviu. De ce nu suportă diavolul psaltirea? Da. Prorocul și împăratul David, care a scris cei mai mulți psalmi, dar și ceilalți autori ai psaltirii, iată, s-au concentrat, l-au căutat pe Dumnezeu, l-au aflat și au răcorit sufletul prin acești psalmi, care sunt, de fapt, peceți ale credinței, ale sufletului căutător de Dumnezeu, și iată au ieșit aceste poezii, deși nu sunt în versuri, psalmi sunt ca niște poeme religioase în care este prezent Dumnezeu, pentru că în căutarea lui Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu, în alinarea sufletului de către Dumnezeu, s-au scris acești psalmi. Cine citește psaltirea, simte această prezență a lui Dumnezeu în rugăciune. De aceea sunt și mulți duhovnici fricoși și le spun fiilor duhovnicești care vor să citească psaltirea, să nu citiți mai mult de 3 psalmi. Veți avea ispite. Dar noi de ispite fugim. Când ne apropiem de Dumnezeu și când ne rugăm îndelung, totdeauna avem ispite. Aici să precizăm un pic. Sigur. Deci, nu dumneavoastră spuneți că să nu citim mai mult de 3 psalmi. Nu. Acei duhovnici... Alți duhovnici, eu nu spun. Da, păi să separăm că după... Citiți cât mai mult. Am spus că sunt duhovnici fricoși. Da, așa. Care recomandă fiilor duhovnici să citească puțin psaltirea, da, să n-aibă prea multe ispite. Dar au venit la mine cu aceste, da, da, spuse de la duhovnici, mulți creștini. Puteți să citiți cât de mult psaltirea, dar să vă așteptați la ispite, să nu vă opriți când aveți ispite, să luptați mereu cu ispitele, să vă mărturisiți cât mai des, să spuneți, pentru că psaltirea este cea mai citită carte și ea este cea mai citită pentru că este cea mai prezentă în toate slujbele bisericii noastre, drept măritoare, cultul bisericii primare al Sfintei Liturghii a Sfântului Iacob, prima liturghie cuprinde cei mai mulți psalmi, mai ales psalmi. De aceea, cum să fugim noi de psaltire? Nu fugim de psaltire, dar suntem conștienți că diavolul este foarte lovit de cei ce citesc psaltirea și reacționează. Să nu se teamă, să lupte mai departe, până când diavolul va fugi de la ei. Cineva ne întreabă despre autorii psaltirii. Nu este numai David autorul psaltirii? Este atribuită lui David, e chiar numită psaltirea lui David, dar sunt fie și fiii lui Core, tot niște apropiați, niște oameni, cei mai mulți copleșitori sunt ai lui David. Pentru că doar câțiva psalmi aparțin altor autori, toată psaltirea este atribuită prorocului
și împăratului David. Adică majoritatea psalmilor. Sigur, majoritatea zdrobitoare. Ne întoarce puțin la parapsihologie și Reiki și să mergi la biorezonanță, este păcat? Biorezonanța. Biorezonanța poate fi medicală, care să-ți echilibreze ceva în organism, un aparat făcut cu toate probele științifice, care poate să-ți aducă un echilibru, să-ți vindece ceva în organism. Dar medicul nu predinde că vine cu ceva din afară, cu o energie din afară. Biorezonanță poate fi un tratament pe bază științifică. Și atunci acesta nu are vreo incompatibilitate din punct de vedere creștin. Dar sub chipul unor tratamente sunt și oameni care strecoară niște faceri personale ale lor, niște curente prin care aduc energii străine, energii cosmice, energii în care se interpun chiar ei înșiși, și atunci transformă biorezonanța medicală într-o bioenergie unde sunt mai multe energii cosmice care pot să producă dezechilibru. Cărui sfânt să ne rugăm pentru a ieși din depresie și pentru a depăși ispitele? Asta e o viață întreagă. Sigur. Cărui sfânt? Mântuitorului Hristos ne rugăm pentru că El a vindecat toate bolile, Doctorul Suprem, Maicii Domnului, sfinților doctor fără de arginți, Sfântului Pantelimon, sfinților celorlalți fără de arginți. Iată, astăzi am prăznuit pe Sfântul Fanurie, un om care a vindecat atâtea boli, un sfânt atât de... El a fost în primul rând vindecat, iată, de deznădejde, de depresie, de necredință, de neputință, și apoi, ținând o viață aspră și având un călăuzitor iscusit, pe cel care Dumnezeu i l-a rânduit să-l învețe un pusnic, a devenit după aceea el învățător, încât l-a depășit pe dascălul său și în nevoință, și în postire, și în rugăciune, și a devenit un om care vindeca oamenii din cetăți, și a înviat din morți o fată moartă de mai multe zile. Iată, Sfântul Fanurie, mare făcător de minuni. Trebuie atunci când ne rugăm să avem noi credința activă și rugăciunea foarte conștientă. Când ne rugăm să simțim că Harul Duhului Sfânt se roagă cu noi și Sfântul pe care îl chemăm în ajutor se roagă împreună cu noi, dar nu să rugăm pe Sfinți să se roage și noi să fim niște spectatori, să știm, stăm să facă Sfințe ceea ce noi nu suntem convinși că trebuie să facem. Oricine pune pe cineva să se roage, pe preot, pe arhiereu, pe niște călugări, călugărițe să-i citească psaltirea, dacă nu se roagă și el, nu va avea folos. Cineva ne întreabă în felul următor. Am pe mâna dreaptă pete roșii. Mi s-a spus că se cheamă sărutul îngerilor. E de bine sau de rău? Cine a spus așa ceva? Prin popor umblă multe vorbe, da. Și tocmai de asta citesc întrebările astea ca n-am auzit de sărutul îngerilor care lasă pete. Să demontăm și ideile astea. Nu, asta este o gogoașă. Da. Ce sărutul îngerilor? Fantasme. Să îngerii sărută copiii în somn. Acel sărut nu e un sărut material. E un sărut spiritual. Pentru că ei sunt persoane imateriale. Aceasta este o formulă de a înțelege empiric relația îngerului cu copilul, cu omul. Sigur, îngeri vin
și iau sufletele unor oameni, nu înseamnă că le iau într-o cușcă ceva sau într-o cutie sufletele. Nu. Sufletele sunt imateriale și îngerii sunt imateriali, se arată cu trup ca să identificăm prezența lor. Dar ei n-au trupuri. Și în dreptul lui Dumnezeu sunt expresii din acestea oarecum analogice ca să înțeleagă mai bine că Dumnezeu, sigur, are mâini, are ochi, are, dar nu înseamnă adevărat că... este că Fiul lui Dumnezeu a luat trup. Exact. De aceea putem reprezenta pe Dumnezeu în icoană, altfel nu l-am putea reprezenta. Da. Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel. Harul Duhului Sfânt sub chipul limbilor de foc la apostoli în ziua cincizecime. Dar noi trebuie să facem o distinție între material și imaterial. Oricum, recomandarea e să mergeți și la doctor, să vedeți ce cu petele alea, că da, e și o stare de sănătate alterată. Petele sunt pe corp, arată o afecțiune a trupului. Trebuie să vedem ce sunt, da. Pentru a cunoaște dreapta învățătură, recomandați o anumită carte pentru mireni sau este suficientă cartea părintelui Cleopa Ilie Călăuză în credința ortodoxă? Sigur că e foarte frumoasă, foarte cuprinzătoare, dar mai pot fi și alte cărți dacă n-ați epuizat și n-ați înțeles îndeajuns. Sigur. Ce părere aveți despre donarea de organe? Este păcat? Doar organele pereche se pot dona și pentru că nu aduci prejudiciu vieții omului, iar organele nepereche, am mai spus și o repet, se pot dona într-o singură situație. Există un bolnav cu capul zdrobit, dar inima îi funcționează și el e sortit morții. El nu mai poate să trăiască fără creier, pentru că este creierul afectat, inundat, lovit, atunci poate fi prelevată inima dacă accidentul s-a produs lângă un centru de prelevare și atunci nu l-ai omorât pe om, el este în moarte reală, nu în moarte cerebrală, pentru că din moarte cerebrală, din moarte, cum se mai spune, clinică, își poate reveni, atâția și-au revenit. Următoarea întrebare. Putem trece în pomelnic la slujba de duminică persoane care trăiesc în păcat? Atragem blestema asupra lor dacă îi trecem? La maslu putem? Asta e prima întrebare. A doua este ce acatist să citim pentru a săvârși cununie doi tineri care trăiesc în păcat și tot amână, spunând mereu la anul facem cununia. Asta este a doua întrebare. Deci mai întâi cu persoanele care trăiesc în păcat. Unde le punem? La pomelnic sau dacă le punem? Le punem la acatist și precizăm, nu la liturghie. La maslu se pot pune? La maslu. Păi întrebarea este de maslu. Le punem la maslu în sensul că ei sunt bolnavi, că sunt bolnavi dacă trăiesc în da, acest păcat. Da, este bol sufletești. Sigur. Da. Dar nu putem să-l punem la liturghie unde se scoate din părticica cuvenită din prescură pentru ei ca să fie spălate păcatele în sângele lui Hristos. Sunt incompatibili cu pomenirea lor la Sfânta Liturghie, dar la maslu și la acatist putem să-i punem. Și a doua întrebare, ce să facem cu tinerii care tot amână cununia? Trebuie să-i aducem la o înțelegere că amânarea cununiei însemnează înmulțirea păcatului, diminuarea judecății lor, pentru că ei judecă cu o judecată pătimașă și de aceea trebuie să insiste cei din prejurul lor, părinți, prieteni, preot apropiat, să insiste să nu mai amâne aceasta, să-i pregătească, să arate ce pagubă este să trăiască în acest păcat al concubinajului, în care nu pot face o rugăciune să ajungă la Dumnezeu. Și cum ne rugăm pentru ei? Întreabă de acatist. Ne rugăm pentru ei la acatist, la rugăciunile noastre personale.
și nu la Sfânta Liturghie. Ne rugăm stăruitor și mai ales dialogăm cu ei. Următoarea întrebare, ce să facem ca să nu mai visăm și să nu mai avem vedenii? Da, curios cine are vedenii. Lucanița Irina o cheamă. Care își închipui niște vedenii. De fapt, mulți visează anumite momente pe care le văd ziua sau și le închipui în timpul zilei. Că visele, știm foarte precis, științific, că vin din subconștient. Sunt vise revelatorii pe care Dumnezeu le-a descoperit de-a lungul istoriei, dar cele mai multe vise sunt din ceea ce omul privește în timpul zilei sau închipuiri diferite, își dorește ceva și este obsedat de ceva ce își dorește. Poate fi chiar un lucru care nu-i frumos, care nu-i plăcut, care nu-i moral. Și iată, visează noaptea. Aceste vise sunt în legătură strânsă cu viața noastră. Iar cu vedenii, nu înțeleg ce vedenii, asta trebuie precizate mai într-un dialog direct. Ce vedenii să aibă cineva? Că da, mulți nu ne dă detalii. Au obsesia vedenilor. Adică li se pare că... Li se pare că văd. Bun. Următoarea întrebare. De 5 ani sunt necununat, acum vreau să ne cununăm, parcă ceva ne împiedică mereu. Ce să fac? Să treceți peste piedică. Sigur că dacă v-ați pus în gând, sfătuiți-vă cu partenerul și lămuriți-l. Iată, noi trăim într-un păcat care ne ține departe de Dumnezeu. Cea mai mare pagubă noastră este că nu mai putem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și să fie mereu lângă noi. Noi îl ținem pe Dumnezeu departe pentru că suntem în afara legii Lui. Să intrăm în legea Lui Dumnezeu. Și de vom intra în legea Lui Dumnezeu, vom avea și noi un ajutor mai mare, ne va fi de mare folos rugăciunea pentru că va ajunge la Dumnezeu. Detalii în legătură cu visele. Visez des că particip la liturghie. Răspunde doamna că ziceați că nu știți ce vedenii. Da, dacă visează că participă la liturghie, trebuie să transforme visul în realitate, să participe. Dar dacă este în regulă, n-are statut de concubinaj sau de altceva, să participe la liturghia Ievea și să se roage stăruitor, să aibă duhovnic, să aibă cu cine să se sfătuiască. Un copil cu handicap are 15 ani. Se poate împărtăși în fiecare duminică? Dacă este un copil care n-are cum să greșească, este ca un copil de până în 7 ani. Dacă are un handicap prin care stă departe de răutăți și de păcatele grele, atunci, în mod excepțional, pentru că e ca un prunc, din punct de vedere moral, se poate împărtăși. Dacă sunt divorțat, am dreptul să mă recăsătoresc? Aveți dreptul dacă nu v-ați lăsat soțul. Dacă dumneavoastră v-ați părăsi soțul sau l-ați înșelat, cu cine vă căsătoriți? Și dumneavoastră să săvârșiți adulter și el. Depinde. Dacă ați fost înșelată și soțul v-a abandonat și el este de vină, atunci, făcându-vi să și o dezlegare, puteți să vă căsătoriți cu cineva care nu are nici el impediment la căsătorie. Adică nu a înșelat soția cu dumneavoastră sau altfel. Ce se întâmplă cu sufletul care nu trece de toate vămile spre judecata de apoi? E posibil să nu treacă de vămi?
Păi sigur că e posibil, dacă are păcate grele. Da. Pe care nu le-a spovedit. Deci, dacă nu intri în rai, unde ajungi? Că dacă nu există altă stare, rai sau iad. Da. Răspunsul e limpede. Pe internet sunt unii oameni anonimi care nu-și arată fețele, care vorbesc că a venit prigoana, că au venit vremurile de pe urmă, că toți preoții și ierarhii sunt vânduți, că nu mai sunt drepți. Sunt unii oameni care își venerează, care îi venerează de-a dreptul și pot cădea în înșelare, pe aceștia care spun așa. Ce le transmite scrincioșilor cu privire la falși profeți ascunși în spatele unor conturi pe internet? Să nu ia în seamă pe falși profeți. Este prezicere și a Mântuitorul și a Sfinților Apostoli că vor fi profeți mincinoși care vor amăgi pe mulți. În octombrie, noiembrie, vedem când ne ajută Dumnezeu să facem în câteva, când vin studenții, că nu vreau să fac în direct aici, dar voi face o înregistrare, am mai promis, cu tălmăcirea Apocalipsei și a semnelor acestora, că mulți spun, cum am ascultat și mai devreme, că s-a născut Antichrist în 1999, Bacă s-a născut în 90. Am văzut multe variante. Și trebuie să fim mai realiști și să vedem lumina cea reală a tălmăcirii Scripturilor și nu părerile personale. Eu n-am nicio părere despre tălmăcirea Apocalipsii, ci sunt Sfinții Părinți care cu harul lui Dumnezeu iluminați, au tălmăcit multe din acestea, însă nici unul n-a precizat vreun an al venirii Domnului sau al nașterii lui Antichrist. Acestea sunt lucruri false, foarte îndrăzneți și confuzi sunt cei care propun acestea date, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Să nu luăm aminte la profeții cei mincinoși. Cineva are un soț care nu vrea să se întoarcă pe calea cea bună și face o viață greșită. Trebuie să se desparte de el? Nu înțeleg cum face viață greșită, dar în fine. Nu ne dăm multe detalii. Hai da. Să o luăm așa, general. Când ne despărțim și când ne despărțim de soțul care e rău? Nu ne despărțim de soțul care e rău dacă nu e infidel. El poate să fie bețiv, agresiv, știu mai cum, dacă violent? Nu... Da, pe de asta zis agresiv. Agresiv. Dacă are o răutate care nu vizează infidelitatea, nu e voie să te desparți, n-ai motiv. De aceea trebuie, e cruce acelei soții care are un soț foarte greu de suportat, dar ea cu rugăciune și cu credință poate să aibă un scut prin rugăciune și credință, să nu fie afectată de răutățile soțului, să se roage și să caute să-l îmblânzească din aceste răutăți. Eu n-am întrebat degeaba de violență, pentru că există voci în spațiu public care spun că biserica ar accepta bătaia soțului către soție. Noi punem problema în felul următor. Dacă soțul e foarte violent, se cheamă organele în drept și sigur, se administrează nu, niște reguli. Se poate să accepte recupera soția până să-l omoare. Da, se poate recupera sigur soțul violent să devină mai pașnic. Nu în sensul că acceptăm bătaia ca mai ușor îl poți opri pe cel violent de la violență decât pe cel infidel de la infidelitate. Da, da. Bun. Să fie limpede. E bună precizarea, pentru că unii chiar așa au spus că biserica zice că bătaia ruptă din rai și acceptă, se tot vorbește de violența asupra femeii, ceea ce este o discuție, dar asta nu înseamnă... Dumnezeu a îngăduit ca legislatorii pământeni să protejeze soții sau soțiile, că am văzut și mulți soți bătuți de soții,
Mai sunt. Și sunt de la acestea. Chiar am văzut un șantaj zilele astea, era să pățească de la o doamnă. Dacă fumezi, te poți împărtăși în condițiile în care ții post și nu fumezi 5 zile înainte de spovedanie? Nu. Pentru că nu vrei să te lepezi de rău. Dacă te-ai lăsat de fumat, definitiv te poți împărtăși. Dacă te las ca să te lași de fumat 5 zile ca să te împărtășești, furi cele sfinte, ești neserios. La spovedanie trebuie să mărturisești păcatele cu hotărârea de a nu le repeta. Nu cu premeditare, nu fumezi 5 zile să mă împărtășești, pe urmă iar mă apuc. Ce nebunie e asta? E ca și cum cineva ți-a greșit, își cere iertare și după 5 zile se face la fel. Păi, dar nu ne jucăm. Aceasta e o viclenie care nu încape. Sau poate e prea pătimaș, adică dacă e pătimaș, nu ne poate lăsa. Cu o patimă nu ne putem împărtăși, pentru că suntem cei care ne socotim sfințenia pe care vrem să o luăm prin Sfânta Împărtășanie. E păcat să ascultăm psalmi în format audio în timp ce lucrăm sau când suntem în drum spre muncă, în loc să ascultăm altceva? Păi cum să fie păcat? Evident, nu. Decât să asculți o muzică incitantă sau o muzică care-i gălăgie, mai bine asculți psalmii și te hrănești cu ei. Ați stârnit nemulțumirea unora, dar sunt și preoți care fumează și unii preoți dau dezlegare la fumat. Doamne ferește, aceia nu-s preoți. Dacă știți vreunul să-mi spuneți mie că dacă nu se lasă, nu va mai fi preot. Da, în particular, nu aici acasă. În particular, nu aici. Da. Nu, Doamne ferește. Am găsit și eu și să știți că am oprit. Și s-au oprit. Bun. Revine o doamnă de data trecută cu o situație. E căsătorită ortodox, dar naș catolici. Și dumneavoastră ați zis să repare situația. Avem 22 de ani de căsătorie, ce facem? Facem acum slujba ca la nuntă de argint sau așteptăm? N-am înțeles exact cum să repare. Da, da, vă scriu. Da. O să chiar să scriu exact canoanele și cum este. Vă dau aici să scrieți pe Facebook-ul Arhiepiscopiei zilele următoare. Aceste întrebări, reține-le, că trebuie să dăm răspuns publice după canoane, că nu e răspunsul meu. Da, dar pe scurt ce să facă? Să se recăstorească, nu? Sau dă-le pace, le spun eu. Bine. E păcat să-și dorească cineva să urce pe treptele rugăciunii așa cum ajung marii sfinți? Adică e păcat să dorești să ajungi sfânt? Cam așa vine întrebarea. Nu, că e păcat să nu îți dorești să te crezi pe treapta cea mai înaltă a rugăciunii, pentru că nu poți să conștientizezi. Aceasta o vede Dumnezeu și El o măsoară, pentru că cine a vrut să urce, cine vrea să urce, urcușul nu este prin conștiința valorii, ci prin adâncimea smereniei. Orice om urcă spre sfințenie cu cât are smerenia mai profundă și se crede mai păcătos. Cum s-a crezut Maica Domnului nevrednică de a fi mama Fiului lui Dumnezeu? O întrebare din partea privat unei mame care are copilul botezat la catolici. Are harul Duhului Sfânt? Ce să facă copilul? Copilul botezat la catolici e nebotezat. Am stat cu persoane botezate, chiar la ortodox, dacă e botezat de catolici, nu are ce trebuie. Ce înseamnă credință cât un grăunte de muștar? O credință care persistă în conștiința, în sufletul și în viața unui om, încât este gata oricât de, este pregătit oricând de moarte, dar credința niciodată nu își opune garanție sau să se lepede de ea pentru vreun avantaj. O credință care nu dispare niciodată. O credință vie. O relație cu Dumnezeu permanentă. Aceasta înseamnă credință cât o grăunte de muștar. Am fost căsătorită, am divorțat acum 20 de ani, sunt singură.
Nu am umblat alături, adică n-a trăit înțeleg. Cubinaj. Îmi doresc să refac o familie, dar mi este teamă. Vorbesc și sunt câțiva băieți care mă bag în seamă. Cum să fac și ce să mă rog să nu cad în păcat și să aleg bărbatul potrivit? Dacă ați stat 20 de ani cu minte, cred că aveți vreo 40, 40 și ceva. Este un mare risc. Faceți rugăciune și numai dacă Dumnezeu vă scoate în cale și după acatist și metanii și insistență în a vă descoperi Dumnezeu calea, dacă vă scoate pe cineva și duhovnicul vă încuviințează că este omul potrivit, cel care vă găsește sau pe care îl găsiți, să-l duceți la același duhovnic, să vă cunoască pe amândoi deopotrivă, poate fi o excepție foarte bună sau poate să nu fie. Să nu vă puneți un fix că trebuie să vă căsătoriți. Să cereți Dumnezeu care e calea cea mai potrivită pentru mântuirea dumneavoastră. Mă rog, dar nu reușesc să nu mai bârfesc și să nu mă mai intereseze de nimeni și nimic. Dar nu reușesc. Ce să fac? Cum să mă rog? Să puneți lacăt la gură și la minte. Pentru că dacă ați avea ceea ce vă tot recomand, starea de trezvie și Hristos ar fi prezent în viața dumneavoastră, în fiecare clipă și când vorbiți cu altul, și când faceți treburile obișnuite, și când gătiți, și când spălați, și Hristos persistă în mintea, în inima dumneavoastră, în viața dumneavoastră, nu mai este loc de bârfă. Pentru că Hristos vă conduce viața. Și atunci cum să mai bârfești? Îți dă voie Hristos să judeci pe altul? Nu. Judecata e a lui Dumnezeu. Îți dă voie să apreciezi pe altul? Da, să apreciezi în smerenie, poți să faci asta. Iată, deși acela pare că are slăbiciuni, e mai bun ca mine. Și atunci cum să mai bârfești? Când vezi pe toți mai buni decât tine. În smerenie și în trezvie. Putem să botezăm la Crăciun? La da, cum să nu? Da. Chiar se folosea ziua Crăciunului pentru botez, ziua bobotezii mai ales. Cum putem dobândi harul Duhului Sfânt? Cum putem să-l păstrăm cât mai mult timp și cum să realizăm când ne mângâie Duhul? Da, îl putem păstra prin acea rugăciune cu trezvie. Când nu ne rugăm, că avem treburi de făcut, lucrăm, facem ceva, nu lipsește Dumnezeu din mintea și din inima noastră și atunci, cu adevărat, suntem în această stare de comuniune permanentă. Cum să facem să fim atenți mereu la Sfânta Liturghie? În același mod, trăind momentele Sfintei Liturghii, căutați să înțelegeți Sfânta Liturghie, să trăiți și să simțiți că Hristos este acolo. Se pregătește de jertfă, se jertfește, moare, este îngropat, înviază și se înalță la cer. Să trăim intens aceste momente, să ne rugăm cu Hristos care este prezent, viu, spiritual și trupește în biserică și ne îmbie să fim cu El pe drumul patimii și a preaslăvirii sale. Este recunoscută de Biserica Ortodoxă căsătoria din Biserica Lipovenească pe stil vechi? Dacă nu, ce e de făcut? Sigur, trebuie să știm că această Biserică Lipovenească ea a fost despărțită de Biserica Canonică. De aceea, și în privința aceasta, vă voi da în scris, notează acolo, Părinte interlocutor, da. Trebuie să le dăm scris. Bun. Dacă bunica a blestemat, nu s-a dezlegat și a murit, ce pot să fac eu să fie iertată? O visez urâtă și mă amenință. Da.
este un vis care spune ce trebuie. Trebuie să mergem chiar la mormântul ei, să meargă cineva, un slujitor, să-i facă pomenire, să facă și rugăciunile de deslegare la cine trăiește, care a fost blestemat de bunica, și să fie o împăcare, cum știm. Au fost mai multe situații când s-a mers la mormânt, pentru că mormântul are o legătură cu sufletul celui plecat și Dumnezeu și acolo poate să aducă o deslegare prin slujitor. Soțul n-a vrut să se cunune cu mine religios, doar civil. Și au trecut peste 30 de ani. Cum voi fi eu judecată? Ce păcat am eu? Avem copii mari și nepoți. Pentru că ați acceptat. Nu vă căsătoreați deloc, dacă erați credincioasă, că a acceptat numai cununia civilă. Căutați să recuperați, măcar acum, să faceți un canon și să vă cununați, ca să puteți să vă împărtășiți, că altfel o sânda vă așteaptă pe amândoi. Și... că nu puteți să vă împărtășiți. Cum să vă pregătiți de plecare din viața aceasta, dacă trăiți necununați 30 de ani, Dumnezeu așteaptă până la urmă întoarcerea păcătosului. Căutați măcar acum să se cunune și îi spuneți: dacă nu accepți, eu trebuie să mă despart, pentru că sunt în concubinaj, și să mă căiesc. Cum comentați cartea Ortodoxia și actele marțiale pot fi folosite în scop ortodox, de exemplu când salvezi o fată de la viol? Sigur, orice bine este făcut este o faptă bună. Binele nu poate fi niciodată convertit în rău. Binele este bun. Chiar și cei cu sportul, cu ceilalți când își salvează semenii, indiferent ce condiție au, salvarea lor este o faptă bună. E păcat să ne împărtășim dacă trăim fără a fi cununați? Dacă da, atunci de ce unii preoți împărtășesc persoane care trăiesc necununate? Ori nu știu, ori sunt indolenți. Poate să fie și mințiți. Sau sunt mințiți, de asta ori da, nu da, știu. Da, nu știu preoții respectiv, da. Doamne ferește, cum... pe aceea împărtășani este o osândă. De ce să te împărtășești? Să furi cele sfinte? Nu se cuvine. La nervi am blestemat un copil. Ce este de făcut? Cereți-vă iertare, cereți deslegare și dacă mai este copilul, te faci cu el să facă rugăciuni de iertare. Ce părere aveți de Ava Ghelasie de la Mănăstirea Fresinei? Nu știu ce părere să am. Un slujitor. Nu-l cunoașteți? Nu l-am cunoscut personal, bun, dar un slujitor. O să vă informați. Da. Unele întrebări sunt fără răspuns din lipsă de documentare. Cineva ne scrie că are o familie cu 3 copii, încearcă să ducă o viață cât mai duhovnicească, merge la biserică, ține toate posturile, se împărțășește în posturi, dar acum a ajuns în altă țară și părintele de acolo le-a zis că trebuie să împărtășească cât mai des, chiar duminică de duminică, și că nu trebuie ținut 3 zile de post, că noi ținem posturile de peste an, miercurea și vinerea. M-am împărtășit 3 duminici la rând, dar totuși mă macină că nu-i bine. Ce să fac? Să dau ascultare la părinte? E bine așa? Aveți conștiință și mă bucur că aveți conștiință. Acolo este o modă de a se adapta după catolici și protestanți. Au lăsat canoanele deoparte și eu sunt foarte mirat că nu se mai ține o rânduială. Originea canoanelor este în Sfânta Scriptură. Nu putem să-L corectăm pe Dumnezeu. Spuneți că ați avut un duhovnic care v-a legat la 40 de zile și așa vă simțiți. Și nici nu-i spuneți când vă împărtășiți. Mergeți și vă împărtășiți la 40 de zile, puteți să vă spovediți cât de des și
stați mai în spate, sigur, poate vă ține evidența, mi-a fost rău. Țineți rânduiala la 40 de zile. Este un semn că aveți o conștiință trează, pentru că aceasta e rânduiala lui Dumnezeu la 40 de zile și ceea ce v-a învățat nu este ortodox. De ce să nu spunem direct? Nu-i părerea mea. Este rânduiala ortodoxiei. Ce ne puteți spune despre pravila pentru copiii avortați? Copiii avortați sunt copiii trimiși în iad. Pentru fiecare copil trebuie să întoarceți un alt copil. Să vă căiți toată viața ca David, să aveți canonul de pocăință către Mântuitorul Hristos zilnic, să plângeți în fiecare zi pentru acest păcat și să căutați să-l răscumpărați. Nu există o pravilă anume. Rugăciuni și la Maica Domnului și la Mântuitorul Hristos, canonul de pocăință în care să plângeți și să căutați cât mai mulți copii sortiți avortului, să-i întoarceți de la avort, cam câți ați avortat. Ce înseamnă duhovnic iscusit? Înseamnă taumaturg? Nu taumaturg. Duhovnicul iscusit este cel care are răbdare, care are învățătură, care ține sfintele canoane și trebuie să simți că prin el vorbește Dumnezeu. Cum putem să facem cu copiii ca să nu mai... Noi, copiii, cum putem face ca să nu mai vorbim în biserică? Cred că un copil ne întreabă. Cum să faceți? Să faceți un vot al tăcerii în biserică, o hotărâre. Și să începeți să vă rugați intens că nu puteți să vorbiți și cele mărunte să vă și rugați. Trebuie să vă hotărâți. În rugăciunea dinainte de părtășani există o expresie: tainele tale nu voi spune vrăjmașului și sărutare nu îți voi da ca Iuda. Cum să o înțelegem? Păi nu voi spune vrăjmașilor, tăi taina ta. Pentru că Mântuitorul a așezat cina cea de taină. Iuda s-a dus și a spus: iată, am stat la masă cu Domnul, acolo îl găsim. Și iată, a spus vrăjmașilor taina Mântuitorului și a pecetluit-o cu o sărutare, zicând dinainte, ca să-l recunoașteți, să știți că eu îl voi săruta pe cel pe care trebuie să-l prindeți, că era noapte. Dacă avem datorii și nu putem să le plătim, iar celor care le datorăm banii sunt supărați și țin mânie, chiar dacă știu situația, putem să ducem pomenic la biserică sau, cum spune acolo, lasă darul și merg și te împacă? Bine, dacă e o neputință de a plăti, duceți darul la biserică, nu sunteți dumneavoastră supărați, sunteți datori. Și rugați-vă să vă ajute Dumnezeu să sporiți ca să vă plătiți datoriile. Pe vremea comunismului am făcut cununia religioasă într-o casă de către un preot, alături de o pereche de nași. E cununie făcută corect? Sigur, dacă e făcută după tot tiparul ortodox, n-ați făcut-o din mofturi, ci din restricții, ca să puteți să o faceți. Dacă prietenul e necredincios, mai merită să continui relația? Nu, decât dacă vine la credință. Mi-e frică de moarte, ce trebuie să fac? Să vă întăriți credința și să aveți moarte ca o ușă spre viața veșnică. Și am ajuns pe final, ultima întrebare. Am fost cununați de două ori, am făcut două nunți la interval de o săptămână, de nași diferiți ortodoxi. Asta la insistențele soacrei mele, care zicea că face un pic de slujbuță. Nu știu dacă am făcut un păcat, n-am mai auzit la nimeni. Ce face? Da, curios cum ați făcut. Cum să faceți două slujbe de cununie la o săptămână? Că așa a vrut soacra. Păi dacă, cred că e o nesocotire a Sfintei Taine. Trebuie să intereseze puțin cam ce slujbă. Poate că mai trăiește preotul și mai aduc aminte cum au făcut. Trebuie văzut ce este.
Și dacă s-a repetat cununia? Dacă e aceeași cununie, este o batjocură. Cum să, pentru... Bun, dar rămâne valabilă? Cununia, adică sau... e o situație. Da. O să vă scriem și asta. Da. Pentru patima fumatului și a drogului, ce rugăciuni să facă mama pentru copil? În primul rând, să stea în genunchi, mereu să roage. Copilul înțeleg că fumează și se droghează. Sigur. Și cu ajutorul unora, trebuie să îi mai și trezească conștiința. Pentru că rugăciuni trebuie să facă la Maica Domnului, la Mântuitorul Hristos, trebuie să facă mereu și să fie ajutată și de cineva și de preot și de tot ce se poate. Și o ultimă întrebare, dacă bănuiesc că cineva m-a blestemat, ce ar fi bine să fac? Să se deslege de blestem, dacă bănuiește. Să-i rugăciuni. Fie că e real, fie că nu e real, trebuie să își ia acest jug care apasă. În apreciația voastră, ne apropiem de finalul emisiunii și vă rugăm să ne oferiți un cuvânt de învățătură pe finalul acestei emisiuni și să nu uitați să ne spuneți și programul. Iubiți credincioși, vă mulțumesc că ați venit și astăzi să intrăm într-un dialog pe învățătura de credință care ne este atât de necesară, să o cunoaștem și să o urmăm. Cine este indiferent față de credință, se situează în afara lui Dumnezeu. Credința este pecetea noastră de creștini. Credința și faptele credinței. Fără o credință vie, care se traduce în fapte, niciunul dintre noi nu mai suntem fideli ucenici ai lui Hristos și purtători ai numelui Său, nu ne numim cu adevărat creștini. Iată atâtea neajunsuri, atâtea lipsuri. Cu adevărat, viața noastră este zbuciumată, tumultoasă, plină de curiozități, plină de tot felul de labirinturi pe care nu le bănuim. Mulți dintre noi încă nu cunosc datele credinței. Mulți dintre noi își dau cu părerea personală. Aceasta vă rog, să căutați izvorul cel curat al învățăturii Mântuitorului Hristos, care se află în biserică, și numai din acest izvor al învățăturii Mântuitorul Hristos să ne adăpăm cu toții. Nimeni nu este normativ dintre oameni. Poate și un preot să greșească din neștiință, din neputință. Nu-l judecați, ci cercetați adevărul cel curat. Adevărul totdeauna este aspru. Ca să păzești adevărul lui Hristos, trebuie să trăiești o viață plină de răspunderi ale conștiinței. Viața creștină nu este simplă, este aspră, este calea cea strâmtă de care ne vorbește Mântuitorul în Evanghelie. Ca să urmăm pe calea Domnului, trebuie să ne asumăm crucea fiecare dintre noi, că Mântuitorul a purtat crucea pe care a răstignit păcatele noastre, dar ne-a îndemnat și pe noi să luăm crucea și să urmăm Lui. Care-i crucea aceasta? Crucea aceasta este, cu adevărat, iată, suferința ca să rămânem pe calea lui Hristos, suferința în care ne manifestăm credința și aducem pe oameni la iubirea de Dumnezeu. Credința
însemnează zestrea sufletului nostru. Însemnează nu numai cunoștința adevărului despre Hristos, în primul rând, dar și despre Sfânta Treime, ci credința însemnează și tot ce facem noi ca fapte ale credinței. Dacă avem o credință curată, cum ar fi, de exemplu, un profesor de teologie, știe credința foarte bine, dar el nu urmează faptele credinței, că este un teoretician. Pe el îl interesează să împărtășească cunoștințe. Atunci credința aceea rămâne seacă. Trebuie să fim pilde une altora de credință. Să ne dăruim pentru semenii noștri. Să ne rugăm unii pentru alții, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Să fim stăruitori în credință, în slujire, în nădejde, în dragoste. Să ardem de dragostea lui Dumnezeu și de grija și dragostea semenilor noștri. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune că niciodată nu trebuie să fim indiferenți. Și îl arată că dacă cineva a călcat Evanghelia pe care el a propovăduit-o, a început calea cea bună, dar a luat-o pe calea cea strâmbă a rătăcirii. Zice, cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine cade în păcat și greșește și eu să nu ard? Noi toți suntem datori, nu numai pentru noi înșine să așezăm binunele în inima noastră, ci și pentru cei din jur avem datoria să ne povățuim unii pe alții, să ne îndreptăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Luați aminte că mântuirea noastră este obiectivă pentru că ne-o aduce Hristos, El ne-a răscumpărat pe toți din robia păcatului și a morții, a deschis raiul pentru toți. Dar nu poți să intre toți decât cei ce se pregătesc și merg pe calea cea strâmtă de care v-am amintit la început. Calea mântuirii este urcuș spre ceruri. Orice urcuș însemnează stăruință, nevoință, asceză, postire, dragoste, iertare, pace, bucurie, facere de bine. Acestea sunt faptele credinței prin care urcăm către Dumnezeu. De aceea ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel tot ceea ce facem să facem spre slava lui Dumnezeu și față de oameni să avem un comportament de dăruire, de jertfă, să ne facem tuturor pildă de credință, de nădejde, de dragoste, de curăție, de blândețe, de înfrânare, de bunătate. Dacă ne facem pilda celora, noi facem ca lumina faptelor noastre de care le vorbește Mântuitorul Apostolilor să lumineze în jurul nostru. Putem să propovăduim credința la infinit. Dacă nu o propovăduim și prin fapte, este o credință propovăduită parțial și nu îndeajuns. Din această pricină, fiecare dintre noi să ne sârguim, să avem o credință vie, curată și permanent propovăduită. Pentru că noi trebuie să trăim viață de sfințenie, să trăim cum ne-a învățat Hristos. De aceea mereu amintesc un lucru care a devenit obsesie. Să ne rugăm și să priveghem, să nu-L pierdem pe Hristos din mintea, din inima, din conștiința noastră, din lucrarea noastră, din viața noastră, din faptele noastre.
toate câte le facem față de semenii noștri, să le facem ca pentru Dumnezeu. Dacă le facem ca pentru Dumnezeu, atunci iubim semenii noștri. Că cine nu iubește semenii, nu iubește nici pe Dumnezeu. Și fără această iubire, credința este seacă sau stearpă. De aceea, în fiecare zi să ne comparăm cu sfinții, nu cu păcătoși, cum am auzit. Am auzit că și preoții fumează. Ei, dacă fumează, ei să fumem și noi. Mai sunt excepții. Că Dumnezeu, pe cel pe care îl cheamă la preoție, nu-i dă un dar supranatural să nu poată să păcătuiască. Îi lasă aceeași voință liberă. El poate să păcătuiască pentru că în slujirea lui cine-i prezent? Însuși Hristos. El transformă cu Duhul Sfânt pâinea și vinul în trupul și sângele său. Hristos însuși. Un preot păcătos te poate duce la mântuire dacă asculți glasul Evangheliei și dacă te învață cele bune. Dar să nu-l judeci. Dacă îl judeci, nu mai ești într-o legătură. De aceea, iată, viața noastră trebuie să fie mereu curată, pilduitoare, să facem toate ca pentru Dumnezeu și atunci Dumnezeu va fi cu noi. Iată, atât vă mai pun la inimă. Luați aminte să nu fiți nimănui pricină de zminteală, de necredință, de răutate, de bănuială, să fiți întotdeauna cu conștiința curată că slujiți lui Dumnezeu. Și acum să vă pun și programul. În seara asta, după ce voi merge, iată, la ora 18 și ceva, când voi ajunge la Sfântul Mina, la Corala Armonia și la doamna Sofia Vicoveanca, după aceea, la ora 23, voi fi în catedrală la acatist, acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, pe care îl prăznuim sâmbătă, și acatistul Maicii Domnului, iar mâine dimineață voi fi la catedrală, așa cum am spus, și la 8 fără un sfert voi începe Sfânta Liturghie. Sâmbătă seara, după ce mă voi întoarce de la Lipnița unde voi sluji, la ora 14 voi fi să pun piatră de temelie la noua biserică de la Adam Clisiunea Ars și facem, reconstituim o biserică din cetatea Adam Clisii și apoi voi sfinți o troiță lângă cetate unde voi face și rugăciuni de ploaie. De asemenea, duminică voi fi la mănăstirea Sfântului Ioan Rusu de la Palazul Mic, la 8 și un sfert voi fi acolo. Voi avea după Sfânta Liturghie și o cununie, iar duminică seară voi fi pe strada Merișor la biserica Punerea în Racla a Brâului Maicii Domnului pentru slujba vecerniei. Sigur, luni dimineața la ora 6 voi fi la paraclisul de la Arhiepiscopie, care nu are Sfânta Masă sfințită cu Sfântul Mir, este închinat Sfântului Dionisie cel Smerit și tuturor ierarhilor dobrogeni, pentru că este centrul nostru arhiepiscopal. Iar de la ora 8 voi săvârși după sfințire Sfânta Liturghie. Toată ziua creștinii vor putea să se închine la Sfânta Masă, va fi un preot permanent, pentru că va fi sfințire mare. Până atunci puteți să veniți cu pomelnice să le punem
în piciorul Sfintei Mese și să sărutați Sfânta Masă, pentru că e sfințire mare, și luați arvună de sfințenie de la Sfânta Masă. Marți voi fi la mănăstirea Sfântul Dionisie și Sfântul Efrem cel Nou, de lângă peștera Liliecilor, la ora 8 voi fi acolo. Miercuri la ora 8 voi fi la Năvodari, la Biserica Sfântul Antonie, unde voi hirotoni pe diaconul de acolo, un slujitor la strană de peste 20 de ani, un tânăr curat și cu frică de Dumnezeu, care mi-a mângâiat sufletul prin ținuta sa morală și plină de credință. Și sigur, vă voi anunța și celelalte momente, nu știu ce se va mai ivi, dar până marți avem un program complet. Vreau să vă spun că după slujba de luni voi continua să fac în diferite locuri. Preoții și călugării vor ieși la rugăciuni de ploaie în tot județul Constanța și voi merge și eu din loc în loc să fac rugăciuni împreună cu ei. Sigur, când vom termina, eu zic la 12:30, marți, voi face tedeum în catedrală. Să fiu sigur că sosesc la 12:30, pentru că este începutul anului bisericesc și voi face slujba tedeumului în catedrală. Să ne ajute Dumnezeu să fim fiecare zi cu rugăciune, cu liturghie, cu bucurie în sufletele noastre. Doamne ajută, vă binecuvintez, vă îmbrățișez pe toți și vă doresc să nu slăbiți în credință, ci mereu să vă întăriți în credință. Vă voi da și răspunsurile pe Facebook-ul Arhiepiscopiei, cum v-am promis, și vă doresc să aveți o viață de rugăciune, de trezvie cu Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfinții Săi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Salutăm dreapta în alpreasiastră, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea de astăzi, vă așteptăm cu drag. Emisiunea următoare va fi joia viitoare, dar la ora 18, după obicei. Astăzi a fost și, iată, veți merge la acest eveniment cultural și filantropic de excepție, Corala Armonia și doamna Sofia Vicoveanca, în parcul Bisericii Sfântul Mina din Constanța, concert extraordinar. Sărut în dreapta, binecuvântați! Mulțumim, Doamne ajută! Într-o mare de îndoieli, te ajută să găsești adevărul. Radio Dob.